Dacă ești în căutarea unei locuințe sau deții deja una, trebuie să fii atent la câteva aspecte în ceea ce privește construcția sa. Dacă vei cunoaște câteva aspecte simple, vei afla dacă este sigură sau nu pentru un eventual cutremur. În momentul în care vrem să achiziționăm o locuință sau chiar deținem una, putem verifica cât este de solidă pentru un cutremur. Tot mai multe persoane au devenit mai atente, iar autoritățile ne solicită vigilența în acest sens. Există 4 aspecte pe care trebuie să le verificăm pentru a fi siguri în cazul unui cutremur. Prima dată, verificăm anul construcției. Indiferent dacă acum achiziționăm sau avem deja proprietatea, anul de construire este unul foarte important. Clădirile ridicate înainte de 1989 au câteva deficiențe de siguranță seismică ce au venit din proiectare. Oamenii care au locuințe făcute înainte de 1978 ar trebui să știe că din proiectare aceste construcții au niște vulnerabilități inerente, mai ales cele înalte. Așadar, primul lucru pe care cineva ar trebui să-l facă atunci când se mută într-o casă nouă, fie că o cumpără sau o închiriază, ar fi anul construcției. Contează foarte mult când a fost proiectată. Evident, cu cât e mai nouă clădirea, încorporează mai multe cunoștințe pentru a fi mai sigură la cutremur, a explicat Matei Sumbasacu, inginer la Asociația pentru reducerea riscului seismic. Documentele locuinței se verifică cu ajutorul unui inginer. Înălțimea clădirii este un aspect important în ceea ce privește un cutremur. Cu cât va fi mai înaltă, cu atât mai mari sunt șansele să fie afectată. Parcarea sau spațiile comerciale aflate la parter reprezintă un punct sensibil. În acest fel, clădirile riscă să nu mai fie la fel de solide datorită acestui aspect. Fisurile create de alte evenimente, precum un cutremur anterior, acestea trebuie să fie reparate pentru ca locuința să fie cât mai sigură. Este indicat că actele construcției sau cartea, precum și toate autorizațiile sau proiectul tehnic privind execuția, să fie verificate de un inginer constructor pentru a ști că totul este în siguranță. Nu există clădire fără risc seismic. Orice clădire are un risc mai mare sau mai mic. O recomandare pe care o fac toți inginerii este să consultăm cartea construcției unei clădiri. Realitatea tristă este că acea carte a construcției este greu de identificat, mai ales când vorbim de construcții făcute înainte de anul 2000. A mai adăugat inginerul Matei Sumbasacu, relatează spynews.ro.